Mădălina l-a cunoscut pe Adrian Tărău acum 5 ani. Ea era într-un turneu în Statele Unite, iar el, fiul unui fost prefect de Bihor care făcea afaceri într-o suburbie din Chicago. S-a stabilit acolo după problemele pe care le-a avut în România. Numele lui Tărău este asociat cu traficul de combustibil și spălarea de bani. Între ei a fost dragoste la prima vedere. A fost o iubire împărtășită. El s-a îndrăgostit de ea și cred că și ea s-a îndrăgostit de el. Adică păreau foarte fericiți împreună. Adrian o iubea pe Mădălina încă din adolescență, iar în momentul în care au început relația, a fost dispus să-i ofere o viață lipsită de griji. Vino și mută-te cu mine aici, ne căsătorim, facem un copil, dacă ți-e dor de casă, eventual mai luăm o casă și la Monaco. Nu a fost suficient pentru Mădălina. O viață de regină în America nu i-ar fi adus fericirea. Asta însemna să renunțe la carieră. Era splendidă, tânără, o păpușe de fată. Și am întrebat o seară, nu te-ar tenta? Și mi-a spus, de-abia am devenit vedetă. Abia încep să-mi realizez visul. Era însă mai mult de atât. Mi-a zis, nu e pentru mine. Mi-a pus condiția să mă las de cântat, să rămân la gradiță. Așa că s-a întors în România și a început să lucreze la un nou album. Așa l-a cunoscut pe Mircea Petru, Puiu, cum l-a alintat Mădălina. El a ajutat-o în carieră, însă ceva tot nu a fost de ajuns pentru ea. Nu a găsit nici fericirea și, în final, a renunțat la lupta cu viața.